Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns din nou în județul Suceava și a fost împărțită credincioșilor în noaptea de înviere. Avionul care a dus Lumina Sfântă a aterizat pe aeroportul Ștefan cel Mare în jurul orei 20:30. În aeronava care a venit de la București, acolo unde Lumina Sfântă a fost adusă de Patriarhia Română, se aflau starețul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, arhimandritul Serafim Grigoraș și părintele consilier economic Viorel Ilișoi. Cei doi preoți au fost întâmpinați pe pista aeroportului de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, care a împărțit lumină sfântă preoților veniți din întreg județul Suceava, din județele învecinate, dar și din Ucraina. Lumina sfântă a fost întâmpinată de către preoți cu cântece bisericești. Printre cei care au fost prezenți pe aeroportul din Suceava pentru a aștepta Lumina Sfântă s-au numărat și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, și primarul Sucevei, Ion Lungu. Am fost martorii unui moment deosebit. După o pauză de un an de zile, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemie, Lumina Sfântă, Lumina Învierii, revine pe aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Este o continuitate, dacă ne gândim că în 2009... la inițiativa președintelui Gheorghe Flutuș, cu binecuvântarea naspre sfinției sale, Pimen fie iertat, Lumina Sfântă venea pentru prima dată în România de la Ierusalim. Acum sosirea Luminii Sfinte are un simbol aparte, este, dacă vreți, simbolul revenirii la normalitate. Este lumina care ne poate unii, ne poate aduce bucuria și încrederea că împreună vom putea înfrânge această pandemie. În județul Suceava sunt semnale că pandemia bate în retragere, dar trebuie să avem în continuare grijă, nu trebuie să lăsăm garda jos, cum se spune, trebuie să avem în continuare grijă de a respecta toate regulile.